De clar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile legii administrației publice locale numărul 215/2001. La ședință absentează domnul consilier Cartele. Motivat. Constatând că la această ședință sunt prezenți 31 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție, la care se adaugă președintele în funcție, declar ședința ca fiind legal constituită. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este compusă din un singur proiect de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în adunarea generală a acționarilor companiei județeană Cofaserv S.A. Ținând cont că aș dori să fac o informare, așa după cum bine știți, la data de 9 martie 2016, în municipiul Piatra Neamț, s-a produs o avarie la sistemul de alimentare cu apă, avarie care a produs efecte negative asupra populației pe parcursul mai multor zile, respectiv 72 de ore, privind apa potabilă. Conducerea acestei companii, pe tot parcursul acestei situații de urgență, în opinia mea, nu a dispus măsurile necesare limitării efectelor pe care lipsa apei potabile a cauzat-o populației, inclusiv școlilor, grădiniților, instituțiilor de asistență socială și medicală. Drept pentru care v-am rugat astăzi să fim prezenți la această ședință extraordinară, să vă auzim punctul de vedere și să vedem la ce concluzie și ce soluție luăm. Eu am făcut acest proiect de hotărâre. Vă rog, dacă aveți intervenții, dacă aveți amendamente. Doamna președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Grupul PNL consideră că ședința de astăzi se are, într-adevăr, caracterul de urgență și se încadrează în prevederile legii. Da? Doar atât. Referitor la singurul punct de pe ordinea de zi, vă rog. Bine. Referitor la singurul punct de pe ordinea de zi, respectiv schimbarea membrilor, acordarea unui mandat special pentru a se schimba membrii CEAU-ului de la compania județeană Afaserv, nu înțelegem rostul ședinței. Cei 11 membri AGA reprezintă interesele Consiliului Județean în adunarea generală a acționarilor. Au mandat pentru a face așa ceva. Ședința de astăzi nu își are scopul. Nu avem nimic împotrivă a se stabili o stare de normalitate, dar considerăm că ne-a schimbat degeaba. Grupul consilierilor PNL, în numele lor vorbesc, consider că scopul acestei ședințe este de a nu șamaniza anumite lucruri care s-au petrecut și de care, și la care au fost supuși locuitorii municipiului Piatra Neamț. 4 zile nu au avut apă, 4 zile, doamnă președinte. 4 zile în care dumneavoastră trebuia să faceți următoarele lucruri. 1. În regim de urgență să convocați comandamentul pentru situații de urgență. Ce am văzut la televizor sâmbătă era o ședință informală. Era o ședință informală cu câțiva colegi ai noștri în care am auzit eu personal un singur lucru. Demitere, demitere, demitere. Și oamenii stăteau fără apă. 2. Nu ați folosit toate canalele de comunicare privind informarea populației. S-a creat o psihoză în municipiul Piatra Neamț. Că n-au oameni apă ca la seceta din nu știu ce an, că nu am istoria ca materie foarte. Nu este normal ce se întâmplă. Consider că nu ați gestionat foarte bine sau chiar deloc această situație. Sens în care, doamna președintă, liderul grupului PNL, împreună cu toți colegii aici de față, pentru modul deficitar în care ați coordonat această perioadă, vă solicită public demisia.
Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Permiteți-mi, domnule consilier, să fiu de acord în mare parte cu dumneavoastră, dar nu pot să fiu acuzată, pentru că nu mi-am dus la îndeplinire tot ceea ce mi-a stat în putință. Și începem cu miercuri seara, când deja s-a oprit apa de pe tot, din Piatra Neamț. Am luat legătura cu directorul companiei și am înțeles că era plecat din localitate. Nici eu în acea seară nu eram în localitate. Am făcut tot posibilul ca joi dimineața să fiu înapoi. Am ajuns în Piatra Neamț, am făcut imediat întâlnire de lucru împreună cu doamna prefect a județului Neamț, cu domnul subprefect, cu reprezentanți din Consiliul Județean, cu reprezentanți de la ISU, de la Armată, de la Apele Române și ne-am informat unii pe ceilalți stadiul în care ne aflăm la acea situație. Și luarea de măsuri imediate. În acel moment era prezent directorul compania Paser și ne-a asigurat că până la ora 19 cetățenii din municipiul Piatra Neamț vor avea apă. Alături de noi l-am chemat și pe domnul primar al orașului Piatra Neamț, domnul Chitic. Cunoaște foarte bine situația, cunoaște foarte bine discuțiile, cunosc și eu și colegii mei din Consiliul Județean, cunoaștem intervențiile pe care le-a avut, intervenții pertinente la adresa companiei APASER și luarea de măsuri urgente. Conducerea companiei APASER ne-a asigurat că până la ora 19 seara se va da apă. A trecut încă o noapte și am ajuns bine. În aceeași situație eram, s-a dat apă pentru o parte din oraș și partea de pe Dărbănești și de pe Dacia și de la Kaufland, la fel nu avea apă. La fel ne-am întâlnit în aceeași formulă, nu ne-am mai întâlnit la doamna prefect, ne-am întâlnit la mine la cabinet sus, la mine sus, la etajul 2, și am discutat de asemenea ce măsuri urgente. Am înțeles că miercuri seara s-a spart betonul pentru a se interveni la țeapă. Joi s-a dat comandă la nu știu ce întreprindere ca să se realizeze acea țeapă. Joi seara s-a făcut probele. Nu au ținut, nu au fost corespunzătoare. Vineri s-a lucrat toată ziua, sâmbătă ne-am întâlnit iarăși într-o operativă de dimineață, așa după cum ați observat și dumneavoastră la televizor, pentru că am chemat și presa să fie informată și să se audă direct de la sursă cum stăm cu situația creată în municipiul Piatra Neamț. Deci, zi de zi, am monitorizat, ne-am implicat, ne-am agitat și am căutat soluții împreună cu primarul din municipiul Piatra Neamț. Dacă îmi permiteți, vă rog. Doamna președinte, dumneavoastră, în funcția pe care o dețineți astăzi, nu trebuie să vă agitați. Trebuie să spuneți măsuri clare, să convocați comandamentul pentru situații de urgență pe mine, pe locuitorul municipiului Piatra Neamț. Nu-l interesează capul care va cădea. Pe el îl interesează că această companie este a Consiliului Județean și nu a primăriei Piatra Neamț. Îl interesează să aibă apă că plătește. Și plătește la prețul la care o plătește. Și mai mult decât atât, plătește și ceea ce se pierde. Că la ora actuală sunt foarte mari pierderile. Ați menționat, îmi cer scuze, că nu am terminat. Ați menționat că la inițiativa dumneavoastră acest proiect de hotărâre este pe ordine de zi. Repet, se mușamalizează situația. Nu are nicio legătură. Nu a ieșit în fața... Dumneavoastră considerați că totul este perfect și nu trebuie să ne atingem de Consiliul de Administrație. Nu consider așa ceva. Eu consider un singur lucru. Nu putem este să ne întâlnim. Este punctul dumneavoastră de vedere. Președinte, nu putem să ne întâlnim 35 de oameni din tot județul ca să ne uităm la o hârtie fără nicio valoare. Nu este normal. Dacă tot ați aruncat în spațiu public demisia lui X, lui Y și cei care Z, nu își fac treaba la locul de muncă și care sunt responsabili... Grupul consilierilor PNL consideră că prima demisie care ar trebui depusă la legislatura Consiliului Județean este a dumneavoastră. Este punctul dumneavoastră de vedere și punctul grupului dumneavoastră pe care îl coordonați. Vă mulțumesc! Cum are plăcere. Vă rog, domnul vicepreședinte. Dacă îmi permite, domnul consilier, sunteți parte rău într-o eroare legală. Vă rog să vă ascultați. Comitetul de urgență
se convoacă de către prefect, că el este președintele Comitetului de Urgență. Așa că trebuie pe lume. Deci, doamna președintă, în urma întâlnirii cu prefectul, prefectul a convocat Comitetul de Urgență. Punctul 1. Punctul 2. Deci, toată situația creată de Petru Comitet. Dumneavoastră nu faceți altceva decât o campanie politică în a arunca pe umerii altora o vină pe care un reprezentant al dumneavoastră, care este și primar actual, interimar Gurie, o are în totalitate. După cum vedeți, există o adresă din 2014 de la Guvernul României, Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală de Coordonare și Implementarea Programelor de Investiții, care spune în felul următor, referitor la adresa dumneavoastră de suprapunerea lucrărilor cele 1, alimentarea apă și rețele canalizare în aglomerarea Piatra Neamț, execuția lucrărilor prin conducta de aducțiune DN6 de strada Petru Movilă cu lucrări de infrastructură, drumuri, finanțate prin programul operațional regional, Ministerul Fondurilor Europene a analizat situația și vă comunică următoarele. Ținând cont de faptul că la data aprobării studiului de fezabilitate pentru proiectul extindere și reabilitare infrastructura apă uzată, pe baza căreia s-a obținut aprobarea finanțării din fost mediu, contractul de finanțare pentru lucrări de reabilitare a străzii Petru Movilă era semnat la o dată anterioară. Părelarea lucrărilor trebuie gestionată la nivelul Consiliului Local Municipiului Piatra Neamț. Deci, acea suprapunere, de fapt, nu a fost vina nici a compania Basel, nici a Consiliului Județean, ci a neatenției Consiliului Local, care n-a ținut cont că, de fapt, dăduse un aviz de principiu pentru executarea lucrărilor pe Petru Movilă, ceea ce însemna o conductă nouă. Nu s-a putut realiza, s-a mutat pe masterplanul 2, după cum bine știți, iar Ministerul spune clar a cui vină este. Deci, nu, eu zic să nu acționăm chiar așa. Într-adevăr, este o situație de urgență, este o situație care mai poate apărea, dar să analizăm foarte atent vina tuturor, exceptând faptul că prin proiectul care s-a extins acel drum la Petru Movilă, în masterplanul inițial și în ridicările catastrale, conducta figura sub trotuar. Ori în momentul actual, conducta este sub partea carosabilă. Asta însemnând afectarea și datorită traficului a respectivii conducte. Deci, haideți să luăm, să fim corecți și să nu mai aruncăm vina, să vedem într-adevăr soluțiile care se impun, nu aruncarea vinii pe lume, că nu rezolvăm nimic. Și nici nu e corect. Dacă îmi permiteți să... Domnule Consiliu, vă rog foarte mult, permiteți-mi să supun aprobării ordinea de zi. Și după aceea intrăm la discuții pe fond. Cine este pentru? Ordinea de zi, vă mulțumesc. Cu 20 de voturi pentru. Abțineri. O abținere. Împotrivă. Și 11 împotrivă. Cu 20 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la punctul de pe ordinea de zi, doamna secretară a județului dorește să facă o precizare. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbateri și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Sancțiunea pentru nerespectarea acestor prevederi legale este nulitatea absolută a votului adoptată. Dacă cineva are... Eu aș avea o întrebare către dumneavoastră, doamna secretară de astăzi. Îmi permiteți, doamna președintă? Care? Deci, domnul... Ce votează domnul Bota? Fiind angajat de primărie... Ei, nu votează. Ați primărie? Sunteți angajat de primărie? Mă răspuns. Nu voi face ceva la votul. Cum de respectivă.
Doamna secretară a județului, doamna Soroceanu. Așa cum prevede legea 31, eu știu că un reprezentant din adunarea generală a acționarilor are un mandat pentru a exercita anumite atribuții. Noi astăzi, conform acestui proiect de hotărâre, ce votăm? Ceva care deja este? Vă rog să răspundeți. Inițiatorul care este doamna președinta acestui proiect de hotărâre, dumneaei, a solicitat ca, în completarea contractului de mandat de reprezentare a celor care reprezintă Consiliul Județean Național de Atlas de la APASR, să aibă un mandat expres pe o anumită chestiune. Este inițiativa dumneaei, este dreptul dumneaei, având în vedere că reprezintă județul respectiv Consiliul Județean, respectiv acționariatul care este majoritar de la APASR. Doamna președinte avea această posibilitate să dea un mandat special pentru dumneavoastră, cei care sunteți în reprezentanții Consiliului Județean, în AGA de la APASR. Dumneavoastră probabil vreți să vă referiți la o anumită imixtiune pe care ar face o act, un astfel de proiect în interiorul conducerii. Exact, va rezolva un amendament pe care l-am pregătit. Lucrul acesta, asta vreau să vă spun, că ați văzut că la comisii s-au făcut o reformulare în interiorul acestui proiect de hotărâre, astfel încât să nu mai fie un mandat cu imixtiune, nici măcar în acest sens. Deși, să știți că, din punctul de vedere al acționarului majoritar, poate impune o anumită directivă care să meargă fără a fi considerată imixtiune în sensul acesta al ordonanței 109 corporatiste. Sunteți de acord cu mine că în forma în care a fost formulat proiectul de hotărâre nu și avea o formă de a fi de a ne chema pe noi în ședința de astăzi? Fiind un proiect, poate fi reformulat și se poate de o formativă în dezbatere. Discuția nu are obiect. Pentru că, în realitate de fond, eu am pregătit un amendament. Haideți să discutăm, dacă doriți, pe imaginea amendamentului care îl supun aprobării dumneavoastră și vom vedea. Să dau citire la primul punct al ordinei de zi și după aceea fiecare dintre dumneavoastră poate să intervină. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în adunarea generală a acționarilor Companiei Județene APASR, SA. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Servicii Publice. Comisia Servicii Publice avizează nefavorabil cu 4 voturi pentru respingere, o abținere și 2 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia Urbanism. Comisia Urbanism avizează favorabil cu 4 voturi pentru și 2 împotrivă. Comisia Buget. Aviz favorabil cu amendament ce va fi prezentat de președintele Comisiei Juridice. Cei 7 membri au avizat favorabil. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu un amendament care privește reformularea articolului 1 după cum urmează. Articolul 1. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în adunarea generală a acționarilor companiei județene APASR SA ca să efectueze în regim de urgență o analiză a cauzelor care au determinat gestionarea defectuoasă a avarii produse la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Piatra Neamț în intervalul 9-13 martie 2010 și să dispună măsurile 2016 și să dispună măsurile ce se impun. Diferența între proiectul inițial și varianta pe care vă propun ca amendament este că nu se mai impune o anumită atitudine membrilor adunării generale a acționarilor din cadrul companiei APASR. Mă refer aici pentru la luarea măsurii revocării Consiliului de Administrație. Lăsăm la dispoziția, discuțiile să decurgă conform datelor care vor fi vehiculate în cadrul acelei ședințe și noi, ca și for legislativ, nu ne mai respectăm în niciun fel în activitatea propriu-zisă a doamna președinte, vreau să iau și rog, eu nu cer demisia în momentul ar trebui să-ți dea demisia toți directorii care au fost până la APASR, toți consilierii județeni care au fost prin consilierii județeni. Pentru că asta, ce s-a întâmplat, este rezultatul unei culte comune. Care perpetuează de ani de zile. De ani de zile din anii 90. De sistemul de distribuții de la APASR,
este tot găurit și este foarte vechi. Să ne înțelegem, prin programele europene, până acum cu finanțarea europeană, banii care s-au dat și s-au luat și s-au operat aceste schimbări sunt pentru extindere. Uniunea Europeană, prin programele de dezvoltare, nu dau bani pentru ca să-ți repare în ghilimele mașina veche. Îți dă bani să-ți cumperi una nouă și cu banii care îi câștigi pe aia nouă, poți repara pe cea veche. În afară de câteva trasei cu conductele de la APA SERV, care au mai fost schimbate, celelalte sunt praf. Sunt praf și pulbere. Trebuia, de atâția ani, făcut un studiu de presurizare, cum să facă statele civilizate. Nu s-a făcut. Eu am făcut un proiect împreună cu regretatul director tehnic Cușu Cristinean. Un proiect cu tot ceea ce trebuia făcut pentru APA SERV. Am pus în prezent. Îmi pare rău, iertați-mă, dacă știam un pic mai bine. Și mai rău. Domnul Lozonski este pe teren și... Deci există acel proiect făcut cu calculul pierderilor, cu diagnosticul care trebuia fost, cu planul de acțiune, există aici și vreau să-l și prezint. Cu măsurile care trebuiau luate, pentru ca să nu se ajungă în această situație de urgență. Întrebarea pe care o pun, conductele din azi Bocimen, care sunt interzise în Uniunea Europeană, au fost schimbate? Bineînțeles că nu mai există niciun pericol acum, pentru că ele sunt petrificate de mult. Da, haideți să trecem. Și trecem. Bine, nu vă mai rețin. Nu vă mai rețin. Nu, dar e foarte bine. Este foarte bine. O să discutăm la diverse data de 23, cu să fie și PowerPoint-ul pus în funcțiune. Eu vă asigur că, din punct de vedere tehnic, vă dau absolut toate informațiile pentru ca această companie să meargă foarte bine. Acum, legat de acest proiect de hotărâre, vreau să menționez faptul că el poate fi atacat într-un contencios foarte simplu. Vorbim de mandat special. În legea 31.109 nu există mandat special. Există în legea 31 privind societățile comerciale, care spune clar pentru ce se acordă mandat special. Legat de patrimoniu, fuziuni, dizolvare, faliment. Și alte, lucruri de genul ăsta. S-a invocat ordonanța 109, s-au schimbat hotărârea. Pentru ce mandat special, în regim de urgență, se fac o analiză. Dar era obligatoriu, stimați colegi, ca reprezentanții AGA, a Consiliului Județean, reprezentanții Consiliului de Administrație și directorii, trebuia să facă o analiză și să informeze Consiliul Județean. Dar nu să votăm noi aici un mandat extraordinar sau special pentru asta. În orice caz de genul ăsta, trebuie ca cei care sunt acolo să vină să informeze Consiliul Județean. Iar acest mandat, vorbiți, în regim special, este zero. Este zero. Deci noi votăm acum ceea ce este deja în lege. Ca atribuția adunării, vreți să poftim? Domnul consilier, spuneți precizat un paragraf, considerăm și s-a spus clar că se consideră că este o situație deosebită de urgență. A doua, vreau să fac și o precizare, că totuși s-a făcut o afirmație greșită. Consiliul Județean Neamț nu este unicul acționar al companiei APA SERV. Acolo este și primăria Piatra Neamț și alte primării din județ. Deci, haideți puțin, v-am spus că facem niște afirmații să ne analizăm. Din punct de vedere și a afirmației ca atare. Nu aruncăm vina neapărat numai ca să găsim numai neapărat un vinovat. Haideți să ne recunoaștem fiecare partea lui din vin. Doamne președinte, deci sunt făcute niște afirmații care sunt deosebit de grave și care pot să creeze și panică în rândul populației județului. Dar, în primul rând, aș vrea să trecem peste caracterul electoral și populist al intervențiilor. Domnule, a existat programul LISPA 1,
care s-a ocupat tocmai cu așa ceva, reabilitarea rețelelor. Și ceea ce este cel mai important, afirmația pe care a făcut-o, care arată necunoaștere. Deci conductele nu sunt din asbest, n-au fost niciodată din asbest. Asbestul este interzis de foarte multă vreme. Conductele sunt din beton precomprimat. Este o mare diferență. Și vă rog, nu faceți afirmații care pot să creeze o anumită conduită în rândul populației județului Neamț. Nimeni în lumea asta nu-și permite să folosească conductele din asbest. Chiar dacă s-a pus, ce spuneți dumneavoastră, carbonat de calciu sau știu ce altceva cu conductele respective. Iar nedumerirea dumneavoastră privind acest mandat special, noi ne-am mai întâlnit în plenul Consiliului când am luat niște hotărâri și am dat mandate speciale pentru lucruri care erau în competența celor care sunt în ANA. Doar la trei lucruri, mă refer, atât de drag dumneavoastră. De atâtea ori am întâlnit și am dat un mandat special, nici nu măcar nu trebuia lucrul acesta. Uitați-vă în mandat. Deci nu scrie nicăieri mandat că se interzice discutarea majorării de capital decât cu mandat special. Uitați-vă în mandat și vedeți că eram în mandat. Și totuși am dat este legat din patrimoniu, domnule. Haideți să vorbiți deja în afara prevederilor. Uitați-vă, aveți un mandat... Capitalul social este legat din patrimoniu. Nu, consilier, uitați-vă în mandatul dumneavoastră, întâi învățați să-l citiți și după aia vine mai aici și... Mai citiți-o dumneavoastră că ați stat prea mulți ani și n-ați învățat. De-a lungul timpului, noi ne-am întâlnit în plenul Consiliului și am discutat de vreo 3 sau 4 ori situația de la APASER. Cu propuneri, cu... S-a cerut Consiliului Județean să dea o soluție. Atunci nu am fost intrigați că am intrat în Consiliul Județean, deși nu era treaba noastră. Da? Nu era treaba noastră să dăm o soluție sociologic tehnică. Atunci am acceptat, am discutat, toate lucrurile au fost bune. Acum, în momentul în care este o situație excepțională, nu vrem să discutăm treaba aceasta. Spuneți-ne domnilor de la PNL, electoratul de dumneavoastră, că nu vreți să discutăm treaba asta, că ați votat împotriva introducerii pe ordinea de zi. Domnul Consiliu, nu trebuie să transmitem mesaje domnilor de la PNL. Nu. Noi suntem aici să transmitem mesaj locuitorilor din orașul Piatra Neamț. Și din județul Neamț, pentru că de-a lungul timpului, în această perioadă de criză, au fost convocate comandamente care să analizeze situația și a fost lipsit foarte puțin să se ia o decizie, să se convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca să oprim alimentarea cu apă a sudului județului. Ar trebui să o decizie sau cei care sunt acolo să iau o decizie extraordinar de grea. Ar fi trebuit să oprim tot ce înseamnă de la Dumbrava Roșie până la Costișa să oprim alimentarea cu apă. Dar de ce facem treaba aceasta? Pentru că mi s-au furnizat informații false. Mi se spunea din 12 în 12 ore, aveți apă, aveți apă, aveți apă. Deci noi am luat în considerare informațiile care ne-au venit. Și în momentul în care am văzut că totuși mi se spunea că sistemul se umple în 12 ore, am văzut că sistemul nu se umple în 12 ore. Și am învățat că sistemul se umple cam în 48-12 ore, la 60 de ore se umple. Deci asta ne-a arătat. În momentul în care rețelele sunt golite și rezervoarele la R6 toate sunt secate pentru că a fost un consum mare, durează 60 de ore. Nouă ni s-a spus 12 ore. Am luat de bază toate aceste informații. Și am făcut, consider, și președintele Consiliului Județean a făcut ceea ce trebuie. Pentru că am avut aceste informații, iar în discuțiile respective au participat și cei de la ISU și într-o anumită fază au participat și cei de la instituția. Da. Deci nu mai aruncați la această președință. Aș vrea să completez și eu. Într-adevăr, domnul consilier Dan Constantin spune bine și conducte din beton, da? Există și asta. Dar există și dealul cu cimentul în zona lor. Și o să vă convinteți. Programul ISPA, domnule consilier, n-a fost pentru reabilitarea sistemului de distribuție, nu. A fost legat de canalizare și, într-adevăr, s-au schimbat câteva conducte pe variante. Într-adevăr, alea care circulă apa prin ele. ISPA a fost legat numai de canalizare. Ar trebui să știți că sunteți în AGA, că dumneavoastră acolo nu aveți nicio cartografiere a rețelei.
și îți poate veni cum să intervine cu tâlnacopul sau cu utilajele moderne, dar nu știu unde este conducta. Și s-au întâmplat de foarte multe ori să se spargă conductele cu aceste utilaje. S-au spart capuri, s-au rupt capuri, pardon, s-au spart conducte de gaz și așa mai departe. Pentru noi este un sistem. Domnul director tehnic poate confirma lucrul ăsta. Știți cum s-a făcut maparea? Am fost și nu sunt director tehnic. Mă scuzați, domnul inginer. Știți cum s-a făcut maparea până acum? Se intră din canal în canal. Urmărește țeava în canalul unde se duce. Intră în canalul ăla și urmărește următoarea. S-a făcut de 4 ani lucrul ăsta și nu s-a acoperit nici măcar 30% din piatra neasta. Să nu mai spun de Roma, Târgu Neam și celălalt. Trebuie să aveți informațiile exacte ca să vorbiți. Domnul consilier, haideți faceți apel la memorie, că dumneavoastră ați fost cel care ați venit cu o inițiativă în plenul Consiliului Județean și am cumpărat acele aparate în 2013 de cartografie a cele mici. Știți foarte bine discuția când trebuie să luăm una și am luat 3 și după aceea s-a luat aparatul mare. Deci există acest aparat, aceste aparate care în momentul acesta spun foarte clar pe unde vine, pe unde merge rețeaua. Iar ele au fost cumpărate în urmare a unui amendament făcut de dumneavoastră. Și mulțumesc mult și pentru faptul că și dumneavoastră ați vrut să votăm acel amendament și mulțumim foarte mult. Acum APASEL are utilaje de tehnologie modernă, ultramodernă, pentru depistare. Problemele astea tehnice o să le expun într-o ședință, când spuneți dumneavoastră, doamna președinte, dar eu acum mențin faptul că mandatul special se acordă numai în anumite ocazii și pentru ca să nu facem în fața locuitorilor din Piatra Neamț acum că dăm un mandat special și nu se putea până acum verifica cauzele care au dus la starea asta de urgență, să știți foarte bine că AGA, Consiliul de Administrație și Directorul Executiv pot spune, fără acest mandat special, care a fost cauza. Dacă din punctul dumneavoastră de vedere considerați că managementul de la APASERV este unul corespunzător, dacă considerați că reprezentanții din Consiliul de Administrație și-au făcut treaba, uitați-vă în camerele acelea de luat vedere, transmiteți mesajul locuitorilor din Piatra Neamț. Îmi permiteți, domnilor consilieri, și de la PNL. Da, eu vă cred că dumneavoastră ați venit cu mesajul de la partid. Da, este unul foarte clar. Da. Se simte, se vede, l-au auzit. Nu te ești în aia. Absolut tot. Da. Însă trebuie să fim și realiști, pentru că panica care a intrat în populația din Piatra Neamț nu este una normală. Doamna președintă, vă stimați plecat, îmi permit o scurtă intervenție. Ideea este în felul următor. Cei care au greșit trebuie să răspundă. Nu ținem partea nimănui, nici a conducerii APASERV, nici a membrilor din Consiliul de Administrație. Este o afirmație care o fac publică. Nici a primăriei din Piatra Neamț. Cu toate că personal mă leagă alte sentimente față de prima funcție. Asta e altă problemă. Ideea este în felul următor. Nu suntem contra a se pune și instaura ordinea. Cei răspunzători de ce s-a întâmplat trebuie trași la răspundere. Inclusiv dacă se impune demiterea. Asta trebuie făcut. Deci, managementul APASERV poate fi demis conform legii de membrii Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație pot fi evocați, mandatele lor pot fi evocate de către membrii AGA. Ce mandat să mai dăm dacă legiuitorul a stipulat toate astea? Păi o să vedem acum, pentru că după ședința de Consiliul Județean veți avea adunare generală la APASERV. Acum vom vedea cât de interesați sunt colegii noștri să vină la această ședință convocată urmare. Să vină la ședință, să analizeze activitatea managerială, să pună în balanță punctele slabe, punctele tari și după aceea vă rămâne la îndemână să luați măsurile care se impun. Intervenția mea a fost următoarea, această ședință nu și avea rostul. Este punctul dumneavoastră de vedere. Da. Da. Și vă mulțumim foarte mult. Eu nu știu de ce mai interveniți atâta timp cât ați spus că nu sunteți de acord cu ședința, cu convocarea, cu... Doamna președintă, dumneavoastră nu sunteți de acord, dar până la urmă... Am să vă spun de ce. Cred că în spatele meu și a dumneavoastră sunt o grămadă de voturi care ne-au... Dar noi nu discutăm despre voturi. Permiteți-mi, domnul consilier, este adevărat. Cred că avem în
voturile. Dar noi aici suntem să dăm explicații cetățenilor din Piatra Neamț. Da. Cu tot respectul pe care îl port. Și nu numai dumneavoastră, la toată echipa de lângă dumneavoastră. Vă mulțumim. Dar noi suntem aici, nu că suntem oameni politici, neapărat. Numărul unu este să dăm explicație cetățenilor din Piatra Neamț, care au suferit timp de 72 de ore să stea fără apă. Deci, repet, și-am mai spus. Aici este problema. Din respect pentru cei care ne-au dat votul, ne-am prezentat la această ședință. Vă mulțumesc. Eu am spus o culpă comună. Toate conducerile de până acum la Apaseră. Exact. Și acest lucru nu se întâmplă, nu s-a întâmplat anul acesta, mandatul acesta sau mandatul precedent. Nu. De ani de zile se vine cu aceste nereguli. Și se acoperă una pe cealaltă. Și așa mai departe, ca să nu mai intrăm în profunzimea explicațiilor. Că cei care se simt cu musca pe căciulă, abia ăia au țipă tare, ca nu cumva să fie deranjați. Și așa, după cum am mai spus-o, nu sunt incompatibilă, sunt incomodă pentru foarte mulți. Și nu am să-mi dau demisia, așa cum spuneți dumneavoastră, atâta timp cât îmi fac treaba aici, unde, prin votul majoritatea colegilor care mi-a dat, ocupă această funcție. Vremelnic pregătoare. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă supun la vot. Vă rog, domnul vice. Cer o pauză de 10 secunde, vreau să vorbesc cu mine, ca să revenim la normal. Chiar ne-am adunat ca să facem ping-pong în fața presiei. Ce dumneavoastră, stimați colegi? Deja e vorba. Noi ce votăm? Avem o hotărâre, un proiect de hotărâre pe ordinea de zi, care sună într-un fel. Pe masă avem o altă hotărâre care sună într-alt fel. Supunem la vot amendament. Și să înțeleg că supunem la vot amendamentul și forma finală va fi ceea ce avem noi a doua oră. Să vedem la secretar să explice. Vă rog, doamna secretar, ca să... Doamna secretar, spun să se facă. Cred că s-a creat un pic de confuzie în sensul ăsta. Să știm ce votăm, da? Că tot n-am înțeles dacă este legal sau nu este legal ca noi să dăm un mandat special. Ne poate lămuri cineva pe problema aceasta? Doamna secretară, încerc să vă explic eu. Revenim. Sunteți în posesia unui proiect de hotărâre pe care l-a inițiat doamna președinte. În același timp, sunteți în posesia unui alt proiect de hotărâre, care înseamnă un amendament, e reformularea primului articol din proiectul inițiat de doamna președinte. În momentul în care, conform regulamentului de organizare și funcționare a plenului, dumneavoastră, prin vot, veți aprova, veți adopta amendamentul formulat de către Comisia Juridică, respectiv reformularea primului articol, prin aprobarea acestui amendament, ulterior se înlocuiește în mod obligatoriu hotărârea cu acest articol nou reformulat. Veți fi în poziția a două voturi. Unul în ceea ce privește amendamentul, adică reformularea articolului 1, în sensul pe care a citit domnul Urceanu, și ulterior, încă un vot, veți fi puși să exercitați respectiv proiectul care înseamnă și articolul 2 și cu cu alte cuvinte, veți face două voturi, veți exercita două voturi, unul pentru amendament, în condiții în care amendamentul trece, se adoptă, în condițiile acestea, va intra în corpul dispozitivului hotărârii pe care o veți vota în al doilea vot. Să se citească amendamentul. Se aprobă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în adunarea generală a acționarilor companiei județene Apaseră S.A. ca să efectueze regim de urgență o analiză a cauzelor care au determinat gestionarea defectuoasă a avariei produse la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Piatra Neamț în intervalul 9-13 martie 2016 și să dispună măsurile ce se impun. Amendamentul elimină obligația pe care am putea o trasa noi membrilor ACA din Apaseră de a cere revocarea unui structuri sau altea, în speța Consiliului de Administrație. Și am rămas ca să se decidă în interiorul instituției
apasel urmarea discuțiilor sau ședinței de astăzi. Cu tot respectul referitor la acest amendament, v-aș cataloga în următorul mod. Băieți, faceți-vă că lucrați. Vă mulțumesc. Supun la vot amendamentul către domnul consilier special Bogdanu. Cine este pentru? Împotrivă. Deci cu 19 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 2 neexercitări și 1 o abținere, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre cu întreg amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Cu 19 voturi pentru, 10 împotrivă, 2 neexercitări și o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Dacă mai aveți intervenții... O problemă aș fi avut, tot am încercat să mă înscriu, dar se pare că n-am avut loc. Eu am discutat cu foarte mulți cetățeni referitor la această parte și lumea a dat dovadă de mult discernământ și maturitate și am înțeles că această avarie este inerentă, că s-ar putea repeta oricând, având în vedere cauzele care au creat-o. Dar acești cetățeni ai orașului Piatra Neamță sunt îngrijorați de faptul că nu știu cine va plăti această apă care a curs și care s-a pierdut, având în vedere că în ultima perioadă, speranța de trai mai bună a locuitorilor orașului s-a cam diminuat. Deci, asta este problema. Și de câte ori va mai fi cazul să fie accidente de astea inerente? Ați spus întrebare? Apa este foarte, foarte scumpă la noi. Concret, sunt întrebarea. Către noi sau către compania județeană Apaser sau către APA? Apaser. O să întreb. Cine va plăti această apă care a curs? O să fie pusă o întrebare în cadrul adunării generale acționare. Doamna președinte, răspund eu, apa care a curs în pământ, nu mă plătesc locuitorii. Nu este pierdere la apa sără. Pentru că ea este plătită la apele românii. Sigur, este plătită la apele românii. Există în ea costul cu energie, cu munca, așa mai departe. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog. Numai un pic, imediat am terminat. Profit de faptul că este presa aici de față și probabil că multe au zis din cauza mea că n-am putut să asigurăm după 50 și ceva de ore de 72 de ore de lucru efectiv al echipelor de intervenție care au făcut zi și noapte. Eu, ca consilier,
în cadrul Consiliului Județean, îmi voi prezenta demisia. Din Consiliul Județean. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu, vă mulțumesc.